Doamne, numele Tău îl binecuvântăm în momentele acestea, în casa Ta, în acest moment al zilei, în acest moment în care ne-am strâns împreună, în numele Tău. Doamne, acest nume minunat am vrea să strălucească în seara aceasta în mijlocul nostru. Acest nume care este mai presus de orice nume, am vrea să ne fie țelul în seara aceasta. Să ne fie totul în seara aceasta. Doamne, Tu care ești singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, Tu care ești singurul Fiu al lui Dumnezeu, Tu care ești Mântuitorul, Răscumpărătorul, pe Tine Te lăudăm în seara aceasta. Și Doamne, spunem și noi, ca și Petru odinioară, în nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu este sub cer niciun alt nume pe care l-am primit în care să fim mântuiți. Doamne, primește laudele noastre în această seară. Și am vrea să Te binecuvântăm pe Tine și în aceste momente. Așa cum am vrea să o facem la răsăritul soarelui. Așa cum am vrea să o facem pe tot parcursul zilei și al nopții. Să Te binecuvântăm pe Tine. Doamne, Tu ești vrednic de toată gloria. Și am vrea ca toată gloria să Ți-o dăm Ție și din toată inima să spunem glorie Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Așteptam în întuneric
împaci pe o sândit, să salvezi creația întreagă, crucea n-ai disprețuit. Mai presus de suferință, ai văzut victoria, cunoscând Iisuse calea, viața pentru noi ți-ai dat. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dăm slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Amin. Domnul să fie lăudat pentru aceste momente frumoase și El să asculte rugăciunile noastre. Amin. Vă invit să ocupați locurile și să continuăm să lăudăm pe El. Vrednic de o sândit. Ce
responsabil vom fi prin credință. Noi toți cei răscumpărați cântăm o iubire-ai măreață, dar și până atunci cântați. Ce minunat, ce glorios, de ce dar îi voi cânta. Ce minunat, ce glorios, de Domnul Iisus Hristos. Ce minunat, ce binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Și toată biserica spune amin. Salutăm cu mare drag în această dupămasă. Hristos a înviat! Domnul Iisus să vă binecuvinteze, ne bucurăm să fim împreună la închinare, ne bucurăm să putem să ne închinăm Domnului și Mântuitorului nostru, care domnește în ceruri și pe pământ. Amin! Aș vrea să fac câteva anunțuri pentru săptămâna aceasta. Este o săptămână foarte, foarte interesantă pentru noi ca și biserică și în timp ce o să facem aceste anunțuri, aș vrea să ne și rugăm pentru ce va fi. Primul anunț este legat de mâine seară. Mâine seară la ora 6:30 este rugăciune. De data aceasta rugăciunea este un pic diferită, pentru că este o rugăciune cu toate bisericile din Cluj și dacă... Prima rugăciune s-a ținut la Teofania, a doua rugăciune la tot Teofania Caleb, a treia rugăciune se va face aici în Betel Mănăștur și ne bucurăm de lucrul acesta. Au fost momente foarte faine, momentul când ne-am rugat împreună cu frați și surori din alte biserici din Cluj. Este atât de importantă această unitate pe care putem să o avem împreună. Și această unitate, din ceea ce am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu își ia profetul pe Ezechiel și îl poartă în Valea Oaselor, îi cere Dumnezeu lui Ezechiel să prorocească ca Duhul Sfânt să coboare peste Valea Oaselor. În momentul în care Ezechiel prorocește, e foarte interesant că Valea Oaselor nu prinde viață. Primul lucru care se întâmplă în Valea Oaselor este că Valea Oaselor se transformă în Valea Cadavrelor. Și anume, oasele încep să se strângă împreună, se formează scheletele, pe schelete apar mușchii, apar vinele, apare piele, apare absolut tot, și Valea Oaselor uscate se transformă în Valea Trupurilor Moarte, dar neînviate. Și Dumnezeu îi mai spune încă o dată lui Ezechiel să mai ceară Duhul Sfânt și abia a doua oară vine Duhul Sfânt peste trupurile care sunt deja strânse împreună, unite împreună. Ceea ce am înțeles din partea Domnului și ceea ce mi-a fost foarte clar în momentul când am discutat cu Alejandro Rodriguez și mi-a povestit ce s-a întâmplat în Argentina și cum funcționau lucrurile, pentru că trezirea din Argentina este probabil cea mai apropiată trezire mare de vremea noastră. Noi tot citim despre trezirile care s-au petrecut cu 100 de ani în urmă, cu 200, cu 500 și așa mai departe.
Dar trezirea din Argentina, care a fost în 1980, în anii respectivi, este foarte aproape de noi. Și același lucru s-a cerut ca bisericile să se strângă împreună. Și odată ce unirea s-a făcut, în momentul când a coborât prezența Domnului acolo, lucrurile s-au transformat și oamenii s-au fost mântuiți cu sutele și cu miile. Cred că trebuie să se producă lucrul acesta. Este parte, de fapt, din rugăciunea Domnului Iisus Hristos, din Ioan 17, care încă nu s-a împlinit, și anume, Tată, mă rog ca ei să fie una, așa cum și eu cu tine, spune Domnul Iisus Hristos, suntem una. Un deziderat pe care, în momentul când îl citești și realizezi ceea ce cere Domnul Iisus Hristos, spui, Doamne, chiar ești sigur ce ai cerut? Când noi ne uităm aici în jurul nostru și nu putem pune doi cu doi, dar aminte să pui două biserici împreună, dar aminte să mai pui două, să nu zicem mai departe. Și Domnul, să știți că nu se lasă. Și mă bucur că nu se lasă. Unu, doi, acum mergem. Și mă bucur că Duhul Domnului nu se lasă. Și mă bucur că mâine seară o să fim aici la Betel. Nu știu câți o să fim. Dar o să fie și din biserici pentecostale și din biserici baptiste și din alte biserici din Cluj, evanghelice. Și o să ne strângem împreună la rugăciune. Întâlnirea va fi mâine la 6:30 aici, în Betel, Mănăștur. O să avem de la 6:30 jos, pentru cei care vin de la serviciu, o să fie ceva de servit, un cozonac, un ceai rece, nu cald, ca să nu vă fie prea cald. Și după momentul acela o să urcăm ca la ora 7 să poată să înceapă rugăciunea aici și ne rugăm ca prezența Domnului să fie aici. Amin? Amin. Joi seara este studiu și rugăciune aici la Casa Domnului. Fratele Marius a început un studiu pe venirea Domnului și ne rugăm ca Domnul Iisus să îi dea cuvânt și să binecuvinteze în ceea ce face. Vine seara de la 6, avem seara de tineri, aștept cu drag pe tineri, am reînceput serile de tineri, vă aștept cu mare drag, iar de la ora 8:30 ne bucurăm să avem rugăciune, a doua seară de rugăciune, e fain, vă așteptăm cu mare drag să fiți împreună cu noi. Iar sâmbătă, și Andreea, o să te invit să vii în față, o să îți pregătesc un microfon aici. Sâmbătă va fi o conferință destul de inedită, se va numi Uniți pentru Viață, așa. Și Andreea, o să te rog să ne spui câteva cuvinte despre cei care vor fi, care sunt invitații. Este o conferință puțin inedită pentru mediul evanghelic. Spune-ne câteva lucruri despre conferința asta. Credem că această conferință a fost călăuzită de Duhul Domnului și El ne-a spus să o facem. Scopul conferinței este să ne unim toți ca și creștini și ca și copii al lui Dumnezeu, ca să vorbim mai mult și să fim un glas pentru cei care încă nu au glas. Și aici ne referim la copiii care încă nu sunt născuți, copiii din pântece, care sunt cu milioanele avortați, începând din anul 1989, cel puțin oficial la noi în România, și în țară la nivelul sutelor de milioane. În primul rând, îi mulțumim Domnului pentru cei care au acceptat să vină la invitația noastră. Vreau să vă spun că sunt oamenii lui Dumnezeu, dincolo de orice titlu pe care îl poartă sau orice funcție pe care o au. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește acolo unde i-a pus, pe unii la nivel înalt și mai înalt. Dar să știți că sunt niște oameni extrem de smeriți, care au acceptat și au înțeles chemarea lui Dumnezeu de a fi folosiți acolo unde a fost puși. Este vorba de 4 invitați, 3 dintre ei sunt medici. Primul este, probabil mulți ați auzit de dânsul, de domnul doctor Cătălin Cristoveanu, de la București. Este un om incredibil al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl folosește în lupta pentru viață în mediul dânsului de peste 20 de ani. Este cel care a înființat și care a modernizat foarte mult
secția de terapie intensivă de la Spitalul Marie Curie din București, care este considerată, cred că, printre cea mai modernă din sud-estul Europei. El este șeful clinicii. Este șeful clinicii, da. Și care, pe lângă activitatea sa academică și strict în Spitalul din București, a dus peste 300 de copii în străinătate, nou-născuți, pentru a fi salvați și a li se oferi o șansă mai bună la dezvoltarea lor și de a fi în viață până la urmă. Presa a scris mult despre el. Da, probabil mult a zis la televizor. L-a numit Îngerul Copiilor sau... Da, este supranumit Îngerul Copiilor, așa se numește. Așa este cunoscut, dar dincolo de asta este omul lui Dumnezeu. Și ăsta e cel mai important lucru. Da. Al doilea invitat este din Anglia, îl cheamă Dr. Callum Miller. Este afiliat și cercetător al Universității din Oxford, care a primit diferite premii la Royal College pentru activitatea sa în munca și etica medicală împotriva avorturilor. A avut de asemenea și foarte speech-uri internaționale, probabil unii l-ați auzit chiar, și cel mai mare dintre ele a fost cu cel care conduce tot sistemul privat de avorturi din Anglia. Este un om foarte smerit, dar pe care Dumnezeu l-a dus foarte sus ca să-l folosească, să fie o voce pentru cei care nu pot vorbi. A treia este doamna Adina Portaru, care este avocat și director al asociației IDF Internationals, care este o voce pentru noi creștinii, la nivel politic internațional, în a apăra drepturile noastre ale creștinilor, în tot felul de cazuri care apar, mai ales acum cu tot valul și influențele LGBT-ului în Europa. Mulțumesc, Andreea. Ne spui care e scopul? Da. Ce vrem să facem? Ceea ce ne dorim noi este ca lideri, ca păstori din comunitățile noastre să vină, să afle, să audă mai mult și să fie motivați ca și noi în comunitățile noastre să vorbim mai mult despre ceea ce se întâmplă, să ne rugăm pentru ceea ce se întâmplă și să îndrăznim să fim o voce și să spunem adevărul în momentul în care genocidul este chiar în fața noastră. Ne dorim de asemenea ca să ne unim toți în rugăciune pentru țara noastră, să facem cerere de iertare, să cerem îndurarea lui Dumnezeu pentru tot acest sânge care este nevinovat. Sunt foarte multe texte în Biblie, dacă le căutați, despre ceea ce se întâmplă și ce are Dumnezeu pe inimă vis-a-vis de luarea unei vieți care nu se poate apăra. Ne dorim ca să ne echipăm. Probabil majoritatea dumneavoastră știți că noi, ca și țară România, suntem printre primii la numărul avorturi din Europa. Și cred că aceasta a tras asupra țării noastre multe blesteme, din punctul meu de vedere. Și vrem să cerem îndurare lui Dumnezeu, să cerem viață peste țara noastră și să fim exact cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, să vorbim despre adevărul pe care Dumnezeu l-a lăsat, și anume că viața începe la concepție și că doar Dumnezeu poate da și lua viața. Amin. Andreea, mulțumesc frumos. Aș vrea să... E nevoie de oameni care să se roage și puteți să o contactați pe Andreea la sfârșit. Situația la nivel mondial, în lupta aceasta pentru viață, să știți că este o situație foarte interesantă, generată de ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Săptămâna trecută a scăpat, acum eu pun cu ghilimele acest a scăpat, de la Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite, a scăpat un document. Eu nu cred că a scăpat, dar asta este o altă discuție. Cred că s-a dat drumul la document tocmai ca să se facă rumoare în Statele Unite și să se lupte împotriva, ca să nu cumva să se dea, dar se pare că Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite doresc să întoarcă un verdict dat cu mulți, mulți ani în urmă și să se apropie de avorturi și să vadă avortul dintr-o altă perspectivă. Și la ora asta, inclusiv când am încercat să punem pe internet și să promovăm conferința aceasta, am fost tăiați, chiar dacă am vrut să punem bani acolo, pentru că s-a ajuns în punctul acela în care Facebook, Instagram și ceilalți mari jucători pe piața de social media spun: nu ne interesează banii voștri, nu vrem să ajungă informația asta la oameni, indiferent câți bani dați. S-a ajuns în punctul acela, pentru că bătălia este pe viață și pe moarte. Unul dintre lucrurile care
care pe mine m-a șocat ca și pastor, deși am oarecare pretenție că un pic știu ce se întâmplă în lumea evanghelică din România, este în momentul când am stat cu doctorul David Ile și cu echipa cu care se organizează această conferință, ne-am așezat la masă, am început să povestim. Unul dintre veștile pe care domnia sa mi le-a dat este că sunt foarte multe avorturi care se întâmplă în bisericile evanghelice în România. Și am fost atât de șocat și am respins total o astfel de idee, am spus așa ceva, nu, eu nu cred așa ceva, nu se poate. Zice, frate Adi, faptul că tu nu știi, asta nu înseamnă că nu există. Și eu am continuat mai departe să îmi susțin punctul de vedere, că în România nu, noi, în biserici evanghelice, noi nu există așa ceva. Și apoi dumnealui a început să povestească și să spună cât ajung la clinic acolo și n-am să dau detalii mai departe. Dar dacă cifrele pe care le-a înaintat dumnealui sunt numai un sfert adevărate din ele, dragii mei, trebuie să ne punem sac și cenușă în cap și să ne pocăim. Numai sfert să fie adevărat. Eu continui să-i spun că nu pot să cred așa ceva. Și cred că este vreme un pic să discutăm despre viață. Iar cu ajutorul Domnului, sâmbătă dimineața, la ora 10, la Casa de Cultură a Studenților, va fi această conferință. Și vă cerem să vă rugați pentru ce va fi acolo. Ne adresăm atât celor care sunt lideri, oriunde, oriunde, lideri. Dacă ești lider, te așteptăm sâmbătă dimineața la ora 10 să fii acolo. Dacă ești student, te așteptăm sâmbătă dimineața să fii acolo. Pentru că vor vorbi oameni pe care Dumnezeu, oameni frații noștri, pe care Dumnezeu i-a ridicat în niște poziții atât de înalte și din pozițiile acelea în care Dumnezeu i-a ridicat, ei vor vorbi pentru viață. Vor aduce argumentele, vor vorbi ce trebuie să facem și cum trebuie să privim lucrurile din această perspectivă. Și cei care nu sunteți lideri și nu sunteți studenți, dar doriți să aveți informații ca să puteți să le dați mai departe, vă așteptăm cu drag sâmbătă dimineață de la ora 10 și ne rugăm ca prezența Domnului să fie acolo și să ne mai vorbească și să ne mai convingă și Domnul să convingă apoi mai departe pe alții care vor auzi informațiile. Din păcate, unii dintre vorbitori nu și-au dat acordul ca să fie difuzați în mass media și unele dintre lucrurile care vor fi spuse, vor fi spuse doar acolo, nu se vor putea multiplica mai departe. O să vă întrebați din ce cauză? Din cauza că bătălia este de așa natură, de așa, la nivelul acela se dau bătăliile. Ne rugăm ca protecția sângelui Domnului Iisus Hristos să fie peste toți cei care vor veni să vorbească acolo, peste tot ce se va întâmpla acolo și ne rugăm ca Dumnezeu să continue să salveze vieți și România să coboare și să plece de pe lista aia cu cele mai multe avorturi din Europa. Dumnezeu să aibă milă de noi. Aș vrea să ne rugăm pentru asta. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să cerem îndurarea Domnului pentru sâmbătă dimineață. Aș vrea să facem o rugăciune comună. Și acolo unde ești, aș vrea să ceri specific ca Dumnezeu să protejeze ce se va întâmpla sâmbătă dimineață. Dumnezeu să vorbească, ca Dumnezeu să convingă și înainte să ne uităm peste gard în altă parte, vreau să ne rugăm specific în seara aceasta ca Dumnezeu să convingă pe cei din bisericile noastre, din bisericile evanghelice din România, oameni care stau și își pun întrebarea dacă să avorteze sau nu, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i convingă. Că avortul e un păcat în fața lui Dumnezeu. Și să cerem ca Dumnezeu să se îndure în primul rând față de noi și apoi să se îndure de ceilalți. Ne rugăm pentru prezența Domnului sâmbătă, ne rugăm pentru protecție pentru vorbitori, ne rugăm pentru intervenția Lui în mijlocul nostru. Haideți ca să ne rugăm cu toți împreună.
stăm înaintea ta, tată dragă. Și îți mulțumesc frumos că ești Dumnezeul vieții. Pentru că acolo unde vii tu, vine viața. Acolo unde pășești tu, Doamne, valea oaselor prinde viață. Acolo unde calci tu, pustiul începe să înflorească. Acolo, Doamne Iisuse, unde cobor prin prezența Duhului Tău ce sfânt, ceea ce e mort ajunge la viață, fie binecuvântat și slăvit numele Tău în vecii vecilor. Îți mulțumesc că ne-ai chemat să fim împreună cu Tine lucrători. Și Te chemăm sâmbătă dimineața, acolo în acel loc, în centrul Clujului, Doamne, să cobori și să lași prezența Ta acolo, Doamne. Te rog frumos să lași ca protecția sângelui Tău, Doamne Iisuse, să fie peste toți aceia că vor vorbi în acea dimineață. Te rog frumos ca Tu să aduci ceea ce Tu ai de spus și lucrurile care vor fi spuse să fie, poate să se ducă mai departe, Doamne. Și oameni care stau între decizii și nu știu dacă să aleagă viața sau moartea, și oameni care își justifică deciziile, Te rog frumos să-i aduci la adevărul Tău, Doamne. Adevărul Tău să-i facă liber, Doamne. Îți mulțumesc frumos pentru că Tu mergi înainte, Doamne. Și, Doamne, vrem să mergem după Tine și numele Tău să fie înălțat și glorificat în veci de veci. Amin. Amin. Să chem echipa de închinare să vină în față. O să cântăm o cântare comună, o să facem colecta și apoi ne apropiem de ascultarea cuvântului. Dar mai am două anunțuri de făcut. Primul anunț este că Liceul Teologic Baptist, de aici din Cluj, Emanuel, face înscrieri. Și la intrare, acolo la InfoPoint, sunt niște pliante mari, albastre. Cei dintre voi care sunteți interesați, mergeți la Liceul Emanuel, găsiți acolo pliante sau dacă aveți copii care sunt interesați, puteți să luați pliantele și să vedeți despre ce este vorba. Și celălalt anunț este că începe scrierile pentru tabăra El Betel. Și tot acolo la InfoPoint, Cristi Boancă, în momentul când se termină seara aceasta, va fi acolo. Și cei care doriți să veniți în tabăra El Betel, vă duceți la Cristi și Cristi vă va nota și o să vă spună ce aveți de făcut. Ne bucurăm că înaintea noastră stau taberele, momente atât de frumoase pentru noi ca și biserică și ne rugăm ca prezența Domnului să fie în mijlocul nostru. Amin. Iisus, numai
Doamne, numai Ție, numai Tu, numai în Tine, numai prin Tine, numai cu Tine. Doamne, Te binecuvântăm în momentele acestea și spunem că ești Sfânt, Sfânt, Sfânt în vecii vecilor. Și vrem, Doamne, ca și noi să tindem spre această sfințenie a Ta. Ia să ne copleșească, ia să ne atingă, ia să ne facă să devenim și noi sfinți și prin fiecare lucru pe care îl facem și îl trăim, să arătăm înspre un Dumnezeu de neschimbat, într-un Dumnezeu, înspre un Dumnezeu perfect, înspre un Dumnezeu plin de dragoste, înspre un Dumnezeu care este viața și care a dat viața. Binecuvântat să fii Tu și binecuvântat să fie numele Tău în veci. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Rău nu va birui.
teme niciun rău prin harul tău. Răul nu va pirui, moarte frântă pentru vești și chiar de încă simt că lupta-i grea. Binecuvântarea Domnului Iisus Hristos să fie peste noi și în această seară și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. O să îmi cer scuze de la dumneavoastră, dar cred că o să vă rog să vă ridicați și în timpul acesta o să vă rog și să vă întoarceți în stânga și în dreapta și să vă salutați unii pe alții. Nu știu dacă ați făcut deja lucrul acesta, dar e mai bine să-l facem de două ori decât niciodată. Aș vrea să vă invit acum să deschidem într-o carte din Vechiul Testament și vom citi un text de aici, este vorba de Cartea Rut. Și vom citi din capitolul 1, Rut, capitolul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo, Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și i-au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari? Și ați vrea voi să vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat. Dar Rut s-a ținut de ea.
Naomi a zis către Rut, iată cum nată-ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei, întoarce-te și tu după cum nată-ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi este aceasta, Naomi este aceasta. El le-a zis, nu mai ziceți Naomi, plăcută, ziceți-mi Mara, amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-a întors din țara Moabului Naomi și nu răsărut Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. Amin. O să-l invit pe fratele Lucian să facă rugăciunea aceasta de început, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi și peste ceea ce urmează să se întâmple aici. Mulțumim, Doamne, pentru timpul acesta de har. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit până acum în casa Ta, în prezența Ta în această seară. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul care se deschide înaintea ochilor noștri, înaintea inimilor noastre în aceste momente. De har robului Tău. Binecuvântează-L, Doamne, pe fratele Marius și dă-i cuvânt din partea Ta în această carte, în această istorie a harului. Doamne, mulțumim că ne-ai integrat și pe noi și mulțumim că această carte specială, această carte, cartea Rut, este o mărturie a dragostei Tale, a harului care aduce, care cheamă străinii să primească un loc de cinste la masă cu Tine. Mulțumim, Doamne, că ne vei binecuvânta la uzul cuvântului Tău. Glorie Ție în veci. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați. Aș vrea în momentele care urmează să ne apropiem de acest capitol întâi din Cartea Rut și să ne uităm puțin la istoria care a avut loc aici. Și mă rog ca Duhului Dumnezeu să o facă o binecuvântare pentru noi. Cartea aceasta este una specială și ea, în diverse feluri, ne prezintă drumul pe care îl parcurgem sau trebuie să-l parcurgem de la o situație de criză la o situație de restaurare. Cum să ieșim din criză, cum să fim binecuvântați de Dumnezeu. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta pentru noi. Poate că unii dintre dumneavoastră sunteți aici și poate că treceți prin vremuri de criză sau poate că lângă dumneavoastră este cineva care e în criză și ar trebui ajutat. Sau poate că sunteți într-o vreme de liniște, dar Dumnezeu v-ar vrea să urcați un picuț mai sus. Are pentru dumneavoastră ceva pregătit și stați prea liniștiți. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, prin ceea ce va aduce în această seară înaintea noastră, să miște inimile noastre. Cartea Rut este o carte extrem de atent și de bine scrisă. Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe autorul ei și a scris-o atât de bine, încât pe măsură ce te apropii de ea, acum în timp ce mă pregăteam pentru mesajul acesta, am descoperit noi elemente din cartea aceasta care te uimesc. Pentru că această carte, când o vezi, această călătorie a lui Rut dintr-un popor străin să ajungă în poporul lui Dumnezeu și în genealogia lui Iisus Hristos, este fenomenală.
Dar practic când citești cartea, observ cum fiecare dintre capitolele cărții sunt construite în așa fel. În primele 5 versete, autorul îți spune toată povestea, punctând doar lucrurile esențiale, nu-ți dă foarte multe informații, dar îți dă toate informațiile de care ai nevoie să... E atât de rotund scris textul acesta. Ți se spune perioada în care s-au întâmplat lucrurile, era o perioadă a judecătorilor. Dacă ai fi evreu și ai fi familiar cu perioada respectivă, știi că în perioada judecătorilor nu era împărat în Israel și... fiecare făcea ce îi plăcea. Și mai știi că în acea perioadă, în Cartea Judecători, sunt prezentate câteva cicluri în care poporul lui Dumnezeu, pentru că făcea ce îi plăcea, o lua razna. Și de fiecare dată când o lua razna, Dumnezeu intervenea și îl atingea cu nuiaua. Și se întâmplă ciclic lucrul acesta și de fiecare dată când era atins cu nuiaua poporului Dumnezeu, se întorcea cu fața către Dumnezeu și începea să strige către Dumnezeu. Și Dumnezeu se îndura de popor și trimitea un judecător după ce ei se pocăiau și judecătorul acesta, cum a fost Gedeon sau cum a fost Samson, sau ajungea să izbăvească poporul lui Dumnezeu și din nou era o perioadă de stabilitate. Ce se întâmplă însă în cartea Rut este ceva care e interesant, pentru că aici apare o familie care vrea să iasă din ciclul acesta. În cartea Rut ni se începe spunându-ni se că era o foamete, era momentul în care Dumnezeu a atins cu nuiaua poporul din pricina păcatului. Și omul acesta, Elimelec, s-a gândit ce-ar fi să fiu un picuț mai creativ, mai inventiv. Și în loc să stau aici și să rab de foame împreună cu ceilalți, mă pot duce din poporul lui Dumnezeu la vecinii mei care nu sunt loviți de foamete, o să stau o perioadă acolo, o să-mi fie bine și când trece criza, mă întorc din nou acasă. Este o ironie în textul acesta, pentru că Betleem este casa pâinii și în casa pâinii este foamete. Și din casa pâinii, omul acesta trebuie să plece din cauza faptului că au făcut greșeli înaintea lui Dumnezeu, au fost neascultători. Și toată povestea asta e așezată și o vezi pe Naomi cu soțul ei, cu băieții ei, cum pleacă din țară ca să scape de pedeapsă, probabil, cu toate că nicăieri în cartea aceasta nu se discută aspectul acesta. E foarte interesantă cartea. Dumnezeu în cartea Rut nu apare să vorbească într-un mod direct. Este menționat, se vorbește despre el, dar Dumnezeu nu vorbește. Dumnezeu pare că stă undeva retras. Și tocmai asta e frumusețea cărții, că Dumnezeul acesta care stă retras, te uiți și vezi cum controlează într-un mod suveran toate evenimentele acestea. Poate ești în perioada aceea din viață în care ai impresia că Dumnezeu nu te vede, nu te aude și nu știe prin ce treci. Cartea Rut este o carte în care înțelegem că niciodată Dumnezeu nu e absent. Doar noi trăim cu senzația că a dispărut, că a plecat, că nu ne știe și că nu ne vede. În cartea Rut descoperim că Dumnezeu conduce atât de bine lucrurile încât acolo, în cartea Rut, printr-o căsătorie cu o moabită, Dumnezeu ajunge să o aducă pe femeia asta și să devină străbunica celui mai mare împărat pe care l-a avut poporul evreu vreodată. Și să ajungă străbunica mântuitorului, al lui Mesia. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își împlinește planurile atunci când tu ai impresia că nu vede, nu acționează, nu răspunde, nu aude. Dumnezeu e în control, Dumnezeu este suveran. De aceea, cred că e foarte important cum vedem cartea asta. Dar vă spuneam, este foarte interesant, observați când începe cartea, ei pleacă înspre Moab într-o vreme de foamete. Când se încheie capitolul 1, e rezolvată problema, pentru că ei se întorc pe vremea seceratului orzurilor. Adică criza de la care s-a născut toată povestea asta este rezolvată.
Și apoi, în capitolul 2, la început, din nou este enunțată o altă criză. De data aceasta este una în care femeile astea nu aveau ce să mănânce. Și dintr-o dată se găsește o soluție pentru povestea asta și ajunge să... Și după aceea vreau să-ți dau un loc de odihnă și se găsește o soluție și pentru locul de odihnă. Și după aceea, finalul cărții, dacă în începutul cărții, în primele 5 versete, Naomi rămâne fără bărbat și fără cei doi copii, în finalul cărții este binecuvântată cu un copil. O altă interpretare pe care am găsit-o acum este că în capitolul 1 este prezentată o criză, în capitolul 2 o soluție, în capitolul 3 o criză, în capitolul 4 o soluție. Cu alte cuvinte, foarte interesantă cartea asta și probabil că o să mai revenim la ea. În această dupămasă o să stăm doar în capitolul 1. Și în capitolul 1 ne uităm și înțelegem cum să ieșim din criză, ce trebuie să ai ca să ieși din criză. Și aș vrea să ne focalizăm, ne-am putea uita la multe lucruri aici, dar aș vrea în această seară să ne focalizăm doar pe Rut. O să o lăsăm pe Naomi la o parte, cu toate că aș vrea să vă amintesc pentru evrei, personajul principal în cartea asta nu este neapărat Rut. Personajul principal în cartea asta este Naomi. Când se termină cartea, evrei nu spun un fiu i s-a născut lui Rut, ci un fiu i s-a născut lui Naomi. Pentru că pentru evrei restaurarea s-a întâmplat pentru Naomi. Dar pentru noi rămâne Rut. Și acum aș vrea să ne uităm la Rut. Și ce e interesant, că ea are niște trăsături, face niște acțiuni care sunt remarcabile. Și aș vrea în această seară să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu vrea să aducă înspre noi trăsăturile acestea, înspre tine. Și primul element pe care îl descoperim la Rut este loialitatea. Și nu știu, prea puțin discutăm despre loialitate în bisericile noastre. Nu știu dacă am auzit predici despre prietenie. Ce înseamnă să fii prieten? Am fost la multe conferințe, cred că și Adi, în care am discutat cu tinerii ce înseamnă să fii prieten și o prietenie între un băiat și o fată. Dar foarte puțin am discutat despre ce înseamnă să fii prieten cu cineva fără să te gândești la căsătorie. Adică ce înseamnă conceptul acesta de prietenie, care e valoarea, care e importanța relațiilor de prietenie dintre oameni. Aș vrea însă să înțelegem că în contextul acesta o vedem pe Rut și pe Naomi având o relație care depășește cumva condiția aceasta de soacră și de noră. Și că între cele două, de fapt, este o prietenie și o loialitate a lui Rut pentru Naomi extraordinară. Și aș vrea să înțelegem că loialitatea și prietenia este foarte importantă. În timp ce mă pregăteam pentru mesajul acesta, m-am gândit la... Am citit finalul cărții. Și în finalul cărții e prezentată spița neamului, genealogia. Și ajungi la Boaz și Boaz, din el s-a născut copilul lui Rut, pe care l-a chemat Obed. Din Obed s-a născut Isai și din Isai s-a născut David. Deci David, Isai, Obed. Acum, nu știu, te întreb eu pe tine, Andrei, când David era de 5 ani, de 7 ani și o trebuie să meargă pe clasa 1-a la școală, nu știu dacă acolo prin curte nu era și Obed. Și la un moment dat, Obed, bunicului,
I-o fi spus lui David, hai să-ți povestesc eu cum a fost cu bunica ta și cu străbunica ta, că noi suntem, cumva noi nu suntem de aici, a început să-i povestească niște lucruri și ce e interesant că unele din trăsăturile de caracter pe care le are Rut se transferă înspre Obed, se transferă înspre Isai și se transferă înspre David. Și când începem să-l analizăm pe David, îl descoperim pe David că el știe să lege prietenii extraordinare. Și dacă te gândești la o relație de prietenie din Vechiul Testament, a cuiva cu altcuiva, cred că primul personaj care îți vine în minte, cine e? David și Ionatan. Și în relația aceea de prietenie dintre David și Ionatan, un autor care comenta pe textul respectiv spunea că prietenia aceea a fost atât de valoroasă pentru cei doi, au fost atât de fideli, dar că prietenia aceea, practic, dacă David n-ar fi avut o prietenie cu Ionatan, David n-ar fi rezistat. Că prietenia pe care o ai cu cineva este foarte important. E foarte important să ai prieteni buni. Cu cine ești prieten? Cine sunt prietenii? Și probabil că o să discutăm pe viitor despre tema asta, doar despre tema prieteniei. În timp ce m-am pregătit, cumva mi s-a deschis gândul acesta, ar trebui să discutăm despre valoarea prieteniilor, a prietenilor. Este o zonă în zona Moldovei, cred că, când îți doi tineri prieteni, nu se spune că sunt prieteni, se spune că, ziceți, ce fac cei doi? Prietenesc. Când am auzit de prima dată, am stat și prietenesc, ăștia doi prietenesc. Ok, prietenesc, Domnul să-i binecuvinteze dacă prietenesc. Așa. Dar ideea e aici, că prietenia dintre David și Ionatan a fost atât de puternică. Din această prietenie au fost binecuvântați amândoi. Iar în cel privește pe David, viața lui a fost salvată, a ajuns să reziste. De câteva ori era gata să fie linșat, omorât, dar prietenia cu Ionatan i-a salvat viața. De aceea, în contextul acesta, cred că uitându-ne la Rut și la Naomi, ne dăm seama că între ele două a fost ceva dincolo de relație soacră-noră. A fost o relație de prietenie și în relația aceasta de prietenie, aș vrea să mă ascultați, noi de multe ori discutăm numai pe zona asta spirituală și dăm în zona spirituală, spiritual, dar de foarte multe ori, ca să ajungi în zona spirituală, se pornește de la o relație. O relație între două colegi de serviciu, între doi colegi. Că în momentul în care ești acolo, e foarte diferită prietenia. Eu mi-aduc aminte de prieteniile pe care le-am avut în copilărie și care m-au marcat. Cu băieți care erau de o vârstă cu mine, cu băieți cu care ne povesteam toate visurile, toate, și cumva m-au influențat și mi-au marcat într-un fel traiectoria în viață. Dumnezeu s-a folosit de prietenii mei ca să mă influențeze. Și relația aceasta dintre Rut și Naomi e atât de interesantă pentru că Naomi, prin ceea ce este pentru Rut, prin ceea ce discută cu ea, cu toate că autorul nu ne spune prea multe despre ce au povestit, ce i s-a spus, ce s-a întâmplat când i-a murit soțul lui Naomi, ce s-a întâmplat când i-a murit soțul lui Rut. Nu, nu. Dar ceva s-a întâmplat acolo, o relație atât de strânsă, atât de puternică, încât această femeie ajunge să spună: unde vei merge tu, voi merge și eu. Când ne uităm la Orpa, Orpa este tot ce vreți de la o noră, politicoasă, de treabă, se ridică să plece și ea, în momentul în care trebuie să respectă toate elementele acelea de... Se apucă de plâns, pare rău după tine... După care, încă o dată, dar totuși trebuie să plecați, încă o dată mai plânge și Orpa și... E ok, auzi, mergeți acasă, n-am ce să vă mai dau. Cred că pentru unii dintre noi așa de interesant elementul cultural de acolo, ca să aștepte să nască copii, să se mărite, cu cine să se mărite o femeie, da? Era cultura vremii în felul acesta și mergeți acasă. Dacă veniți cu mine, n-aveți niciun viitor.
Însă relația de prietenie dintre cele două o face pe Rut. Înainte să discutăm despre aspectul spiritual, o să discutăm imediat despre aspectul spiritual, dar vrea deocamdată să rămânem cu picioarele pe pământ. Să înțelegem că între astea două femei s-a legat o prietenie foarte interesantă, că a fost acolo ceva legat de fidelitate, că atunci când ai un prieten credincios, el poate fi mai aproape de tine decât un frate. Că îl poți suna la orice oră, că poți... Și e foarte interesant ce poți să transmiți și ce poți să faci prin intermediul unei prietenii. Și foarte interesant ce s-a realizat între David și Ionatan printr-o prietenie. Știți ce e foarte interesant? Că în Noul Testament Iisus Hristos vine la noi și printre altele, la un moment dat, zice, de acum încolo nu vă mai numesc robi, vă numesc prietenii mei. Pentru că am ajuns să împărtășesc cu voi ce fac. Am ajuns cumva să fim tovarăși, să fim împreună, să facem împreună lucrarea. Și când ești prieten cu cineva, într-o prietenie, cumva nu te duci silit, nu stai silit, nu-i ca și într-o căsătorie. Ascultați-mă, într-o căsătorie poți să fii cu celălalt, legat împreună prin jurământ, ești obligat să stai acolo și să nu fii prieten. Sunt căsătorii în care soțul și soția nu sunt cei mai buni prieteni. Dar când e vorba de o prietenie între doi, oricând vrei, nu mai ai nicio obligație, n-ai niciun contract, n-ai niciun copil care să te lege, n-ai niște bunuri care să te lege, practic tu ești liber oricând să pleci de acolo, dar rămâne altceva ce te leagă de celălalt. Și ești gata să te duci și să... Și Iisus Hristos zice, vă numesc prietenii mei. Pentru că vreau să împărtășesc cu voi planurile mele, direcția în care mergem, ce am de făcut. Dar pe lângă prietenia aceasta dintre cele două, care e foarte, foarte faină și e foarte puternică, mai este ceva ce are Rut, pe lângă loialitatea și prietenia ei, e determinarea. Când vrei să ieși afară din criză, ca să poată ieși afară din criză, o vedem pe Rut că are determinare. Și îi determinată să rămână cu Naomi. Și determinarea aceasta e foarte, foarte interesantă, pentru că dacă citești textul de aici, ajungi să vezi, apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului. Și o vezi pe Naomi cum cu precizie, cu fără multe sentimentalisme, rând pe rând demontează toate motivele, toate rațiunile pentru care cele două nurori ar fi mers cu ea. 1, 2, 3. Nu știu dacă nu i-o mai fi spus și alte lucruri, să-i fi spus, ascultă-mă, dacă tu vii cu mine în țara lui Israel, acum, dacă tu ai ști ce scrie în lege despre moabiți, dacă tu ai ști cum o să fii tratată de către vecinii, de către consătenii noștri de acolo, nu o să ai niciun viitor, nu o să ai nicio nădejde. Și cu toate acestea, femeia aceasta, Rut, rămâne determinată. Și e interesant pentru că textul ne spune la un moment dat că în momentul în care Naomi a văzut-o cât e de hotărâtă, cât e de determinată în toată povestea asta, i-a zis, e ok, haide. Cu alte cuvinte, determinarea ei. Și aș vrea să înțelegeți că uneori când vii, când vrei să-L cauți pe Dumnezeu, să-L găsești pe Dumnezeu, ai nevoie de determinare. E foarte important să fii determinat, să fii hotărât, să nu fii influențat de tot ce se întâmplă. Nu știm exact de ce a fost generată această determinare, dar ea a avut hotărârea, determinarea să meargă înainte, să rămână acolo, să fie credincioasă. O hotărâre pe care o vom găsi mai târziu la strănepotul ei, David.
care de nu știu câte ori a fost ispitit să-l ucidă pe Saul și n-a făcut-o, a rămas credincios până la capăt principiilor sale, dar o hotărâre pe care o vom găsi și mai târziu la Iisus Hristos. Și fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt, determinați. Un credincios al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, este un om determinat. În această seară, poate ești în punctul în care ai început ceva, ai început o lucrare, ai început un drum cu Domnul și poate te ispitește unul sau altul sau ai ajuns să ai îndoieli și ești pe punctul să zici, wow, renunț. Aș vrea să mă asculți în această seară ieșirea din criză, ieșirea din împlinirea planului lui Dumnezeu se face cu oameni care știu să fie loiali Domnului, să aibă relații sănătoase și se face cu oameni determinați, oameni care nu se dau bătuți, oameni care nu renunță, oameni care nu cedează. E așa de simplu să ajungi să începi o lucrare și să dai cu ea de pământ imediat. E așa de simplu când ceva n-a mai funcționat, zici gata, închidem povestea și plecăm de aici. Dar oamenii lui Dumnezeu sunt oameni determinați și Iisus Hristos ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Până la capăt. Până la capăt. În lucrarea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu, du-te până la capăt. Du-te până la capăt. Pe drumul pe care ai pornit după Hristos, du-te până la capăt. Nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi. Orpa se întoarce înapoi. Nu, din punctul acesta de vedere, nu putem judeca. Rut zice, eu mă duc înainte. Și ajunge să rostească niște cuvinte extraordinare. Să spună, ei, poporul tău o să fie poporul meu. Dumnezeul tău o să fie Dumnezeul meu. Unde o să mor tu, acolo vreau să mor și să fiu îngropată și eu acolo. De înapoi nu mai este drum pentru mine. Determinare. Câte hotărâri n-ai luat pentru Dumnezeu? Și după lună de zile le-ai aruncat la coș. În ce lună suntem a anului? Săptămâna a 18-a, nu? Să începem a 19-a săptămână din an. Ce ai stabilit că o să faci? Ce ai plănuit că o să faci la începutul anului? Ce obiective ți-ai fixat? Cum stai? Determinare. Și cred că e important să reținem cele două aspecte, dar aș vrea să ne mutăm înspre al treilea. Al treilea element din viața lui Rut e foarte interesant, pentru că nu-l vezi atât de clar ca și pe primele două. Nu vezi cum e prietenia, fidelitatea ei, loialitatea ei acolo, nu vezi ca și determinarea ei, dar al treilea element care e prezent, care cumva plutește în text, e credința. Femeia aceasta, e foarte interesant, este ceva în textul de aici care îți spune despre credința ei. Naomi a zis către Rut, iată cum nată-ta s-a întors la poporul ei, la Dumnezeii ei, întoarce-te și tu după cum nată-ta. Ei, observați cum îi furnizează un model, e atât de, cumva era atât de simplu să facă întoarcerea, să facă pasul înapoi și ea nu vrea. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. E momentul acela în care te duci la cineva acasă, știi? Și zice, uite, ia asta de la mine. Hai și să stai să mănânci. Și tu zici, dar nu pot mânca seara. Auzi, de aici nu pleci. Știi? Când știi sigur, sunt unele gazde la care când ai intrat în casă, știi că nu pleci de acolo nemâncat. Și dacă ești sătul și le explici că tu, da, cumva Rut îi explică, auzi, Naomi, de mine nu sta, că nu, de aici nu plec. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu.
Rut o trimite la poporul ei, la familia ei și la Dumnezeii ei. Și Naomi o trimite și Rut îi spune, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Dar mai este o afirmație aici. Și afirmația asta spune ceva, că ea știa ceva despre Dumnezeu. Și e foarte interesant ce știa Rut despre Dumnezeu, pentru că Dumnezeul pe care îl cunoștea Rut din poveștile soacrei și a soțului și a familiei acesteia este un Dumnezeu care e foarte interesant, nu-i Dumnezeul Scripturii. E un alt fel de Dumnezeu. Pentru că în propoziția aceasta finală, în afirmația ei finală de aici zice, facă-mi Domnul ce o vrea. Când tu zici, facă-mi Domnul ce o vrea, la ce te referi? La ce te aștepți să-ți facă Domnul? Avram. Crezi că asta avea în minte Rut când a zis, facă-se voia lui Dumnezeu? Facă-mi Domnul ce o vrea. Păi, Domnul ăsta ce-a făcut? O trimis o foamete în țară și i-a pedepsit pe ăștia din cauza păcatului. Doi, ei au plecat de acolo din țară să fugă de foametea respectivă și ce s-a întâmplat cu tatăl? A murit. După care e foarte interesant, dacă observația noastră e corectă, cei doi fii trăiesc până când se însoară. Se căsătoresc cu femei moabite și încalcă cuvântul lui Dumnezeu și ce se întâmplă cu ei? Mor și ei. Și acum se întorc înapoi acasă la acest Dumnezeu care trimite foamete, care îl omoară pe Elimelec, care îi omoară pe cei doi și ea se duce în poporul acesta, la Dumnezeul acesta care parcă tot timpul îi cu sabia scoasă și gata să... Ce poate zice despre un astfel de Dumnezeu? Mă duc la Dumnezeul acesta, facă ce-o vrea. Cu alte cuvinte, îs pregătită că și pe mine o să mă articuleze Dumnezeul acesta, mai ales că-s moabită, și mă duc și facă Domnul ce-o vrea, dar eu mă duc după tine. Pentru că într-un fel ce realizează Rut, îi că nu are unde să meargă în altă parte și aș vrea să mă asculți. Nu știu dacă vreodată ai fost în punctul acela în care să-i zici lui Dumnezeu, plec de la tine. Nu știu dacă vreodată, poate că pentru unii o să vi se pară cuvinte grele și cumva, cum să spui, dar aici în biserică sunt oameni care au avut momentele acelea, știu că zicea cineva despre o persoană din Ucraina, care a trecut granița și a ajuns aici și spunea, eu nu cred în Dumnezeu, dar acum am început să îl caut pe Dumnezeu și sper că dacă îl găsesc, o să-l iau la întrebări și să întreb ce face cu noi. Sunt momentele acelea în care te uiți înspre Dumnezeu și ai impresia că s-a ascuns și a ascuns fața și că nu te mai bagă în seamă și că nu mai răspunde și am auzit oameni spunând, dacă Dumnezeu nu face asta, eu nu mai cred în El. Și sunt momentele acelea în care numai că te întorci în partea cealaltă și întrebarea îi, ce o să faci? Unde o să mergi? De ce o să te ții? Știți, atâta timp cât ești un Dumnezeu acolo, când ridici mâna și pumnul către cer, ai către ce să-l ridici. Dar dacă acolo nu este nimic, și Rut știe că acasă nu-i nimic. Că Dumnezeii ei, credințele ei, idolii ei, n-aveau viață în ei, că trebuiau cărați dintr-o parte în alta. Și ea zicea, ok, Dumnezeul ăsta al vostru e periculos. E un Dumnezeu care cumva trebuie să fii foarte grijuliu când te apropii de El, că dacă nu faci ce-i place, te articulează.
Și Ruth zice, nu știu exact ce o să-mi facă mie, pe voi văd că v-o pus la punct. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar eu mă duc, sunt curioasă să-L cunosc pe Dumnezeul acesta. Loialitate, determinare și un fel de credință interesantă, o credință pe care o găsești de multe ori la păgâni. O găsești la cei din Ninive, care aud cuvântul lui Dumnezeu din partea unui proroc care nu-i dorea să se întoarcă la Dumnezeu și ăștia ajung să zică, mă, dacă Dumnezeu ne mai dă încă 40 de zile, o să, hai să încercăm să ne pocăim, că cine știe, poate se îndură Dumnezeu de noi și Dumnezeu se îndură de ei. O găsești la o femeie care pare jignită și cumva Iisus Hristos rostește niște cuvinte pentru ea, atât de grele și de dure, și ea zice, nu-i nicio problemă, că și noi mâncăm ce cade de la masa stăpânilor. E ok, Doamne, numai îndură-te de mine. Dumnezeu pe voi v-a articulat cu mine, nu știu cum o să fie, dar mă duc înspre Dumnezeul acesta să văd ce o să... Și ascultă-mă, când faci așa ceva, Dumnezeu intervine. Dumnezeu răspunde. Dumnezeu se bucură. Și în această seară, contrar simțirilor pe care le ai, contrar gândurilor pe care le ai, contrar a ceea ce îți vine poate în inima ta să faci în relația cu Dumnezeu, aș vrea să înveți de la Rut. Ieșirea din criză înseamnă loialitate față de Domnul, față de frați, față de prieteni. Ieșirea din criză înseamnă determinare. În ciuda opțiunilor, în ciuda aparențelor, să zici, rămân aici și mă duc după Hristos. Rămân aici și mă duc cu tine. Și ieșirea din criză înseamnă credință. O credință în Dumnezeul cel viu. Știți că credință poți să ai. E foarte important în ce ai credință. E foarte important de ce ți se leagă. Care e obiectul credinței tale? Te rog să mă asculți, că sunt când ne uităm la strănepotul lui Rut, la David, a fost un om al credinței și s-a înfruntat cu unul dintre uriașii vremii, cu Goliat. Și unul dintre ei, adică Goliat, avea credință și el, dar credința lui era în forța lui, în armele lui, în experiența lui, în mărimea lui. Credința lui David era în Dumnezeul lui. Când îți pui credința în ce nu trebuie, când ajungi să crezi ce nu trebuie, când ajungi să mergi și să te legi și să aștepți lucruri care nu-s de la Dumnezeu, o să rămâi dezamăgit. Dar când te așezi, când crezi în Dumnezeul cel viu, când crezi cuvintele Dumnezeului, când crezi adevărul lui Dumnezeu, ești binecuvântat. Și în ciuda a ceea ce pare din afară, toată povestea asta, Rut ajunge să fie binecuvântată cu un soț, să fie binecuvântată cu un copil și să apară ca bunică a celui mai mare împărat din Israel și să apară în Evanghelia după Matei, în genealogia Fiului lui Dumnezeu. Și aș vrea să mă ascult și numele tău trebuie să fie trecut în genealogie, în linia aceea a urmașilor lui Hristos, a copiilor lui Dumnezeu, oameni care știu ce-i fidelitatea și loialitatea și ce înseamnă să fii prieten. Oameni care știu să fie determinați, care contrar
Când asculți câte o poveste de-a lui Richard Wurmbrand, când auzi despre bătăile pe care le-a primit, când auzi despre suferințele pe care le-a îndurat ani de zile, când auzi despre faptul că a stat 2 ani de zile într-o celulă, fără să poată comunica cu nimeni, când auzi despre ispitirile pe care le-a făcut diavolul în celula aceea, când diavolul i-a pus întrebări, ce câștigă Dumnezeu că tu putrezești aici, înțelegi la omul acesta ceva fenomenal, ca și la Rut, determinare. Și a stat înaintea lui Dumnezeu și a scris poezia aceea despre care v-am zis de mai multe ori, despre iubirea nebună, în care a ajuns să spună: și dacă nu este niciun rai și nicio răsplată și nu-i nimic, eu nu, de tine nu mă las, Doamne Iisuse. Și apoi e credința. O credință care depășește limitele normalului. O credință care se leagă de un Dumnezeu care nu face nicio promisiune pentru Rut. O credință care se leagă de un Dumnezeu care nu te așteaptă cu binecuvântări, dar e credința că Dumnezeul viu s-ar putea să se îndure și de tine. Și la final, o astfel de credință este onorată. Iisus Hristos se miră de credința. O astfel de credință. Hei, voi ce fel de oameni sunteți? Dacă s-ar scrie o carte despre noi, cum am fi definiți? Loiali? Determinați, oameni ai credinței, după ce trec toate lucrurile care țin de interfață, când se uită Dumnezeu în inimile noastre, ce vede acolo? Aș vrea să ne plecăm capetele. Cartea Rut, o poveste care începe interesant, dar e o poveste care se termină cu happy end. La fel ca și Biblia, care începe cu o tragedie, cu o cădere, dar se termină cu o nuntă. Nunta mielului, nunta lui Hristos. Dar la nunta asta nu ajung toți. Unii se întorc pe drum acasă. Unii se întorc la idolii lor, la poveștile lor, la nimicurile lor. Dar sunt acolo oameni care înțeleg ce înseamnă să fii loial, ce înseamnă o prietenie. Și în seara aceasta Iisus Hristos vine și ne spune: spune-ți, aș vrea să te numesc prietenul meu, aș vrea să împărtășesc cu tine planurile mele. Aș vrea să facem lucruri împreună și la final o să fie o nuntă și o să stai cu mine la masă. La nunta aceea ajung oamenii determinați. Pe drum o să vină diavolul și o să-ți întindă tot felul de capcane și o să-ți facă tot felul de invitații. E foarte important să rămâi hotărât lângă Iisus. Să nu cedezi niciun centimetru. Poate ești în punctul în care
Ești ispitit să faci un compromis? Poate te ispitește diavolul într-o relație cu cineva care nu-i credincios? Poate ai întins lucrurile în relația ta cu prietenul tău prea departe? Și diavolul e gata să te compromită și să fii determinat, fii hotărât pentru Domnul. Poate voci ale îndoielilor, poate dezamăgirile sunt trimise săgeți către tine prin care să ajungi să fii neîncrezător în Dumnezeu. În această seară aș vrea să înțelegi că trebuie să fii determinat. Cei ce au ajuns la nuntă sunt la nunta, și ajung la nunta lui Hristos sunt oamenii care nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Sunt oameni care au spus mărturia lor, care și-au deschis gura și au mărturisit numele lui Hristos. Oamenii care ajung la nuntă sunt oamenii credinței. Nici nu înțelegem bine cât de mare și cât de frumoasă va fi răsplata, dar știm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu generos, un Dumnezeu care iubește cu o iubire veșnică, un Dumnezeu care s-a dat pe sine pentru noi și un Dumnezeu care ne-a promis că ne-a pregătit un loc la nunta Lui. În această seară, aș vrea ca mesajul acesta să fie un mesaj de încurajare pentru tine. Să rămâi credincios, să nu cedezi. Dumnezeu îți spune în seara aceasta să nu cedezi, să nu dai înapoi, să nu dai înapoi, să nu renunți, să nu renunți. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, să crezi că Dumnezeu are ceva bun pentru tine, să crezi promisiunile Lui. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău în seara aceasta. Îți mulțumim frumos pentru cartea Rut, îți mulțumim pentru capitolul 1 din cartea asta și îți mulțumim frumos pentru lucrurile care ne înveți de aici. Aș vrea să binecuvinteze adunarea noastră. Doamne, ajută-ne să îți fim loiali și credincioși. Ajută-ne, Doamne, să rămânem fermi lângă Tine. Și ajută-ne, Doamne, să credem din toată inima. Aș vrea, Doamne Iisuse, Tu ești mijlocitorul între noi și Tatăl. Și Tu Te-ai rugat pentru Petru să nu îi se piardă credința. Doamne, Te rugăm frumos să mijlocești în seara aceasta pentru toți din locul acesta care au îndoieli. Binecuvintează-i cu o credință vie și statornică. Întărește Tu inimile și viețile noastre ca să mergem cu credincioșie după Tine. Însoțește-ne în săptămâna aceasta și dă-ne har în umblările noastre înaintea Ta. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin.
aduce sufletului bucurii, pășunveți și aperii. Numai în tine mă încred, numai în tine mă încred. Nesfârșită-ți milă mă va însoți, cu tine voi locui. Pe drepte căi sunt în drum, pasul meu de bucurie plin, prezența-i osfățivind. Numai în tine mă încred, numai în tine mă sfârșită-ți milă mă va-nsoți, cu tine voi locui. Pe voi păși de la fratele Marius că ar fi ceva anunț de făcut. O să vă rețin numai câteva momente. Pe 21 mai o să avem o conferință. Anul acesta, prin harul Domnului, am început câteva întâlniri cu bărbații din toate locațiile, din Centru, Florești și Mănășturi. Și o să avem o întâlnire pe 21 mai, se numește Moștenirea unui bărbat. Și este pentru bărbații din toate cele trei locații. Aș vrea să vă pun doar câteva întrebări și să nu vă țin foarte mult. Aș vrea să vă gândiți care este un lucru pe care l-ați moștenit de la părinții dumneavoastră. Care este un lucru
care v-a rămas în minte, poate un mod de a vă purta, de a vorbi. Și acum aș vrea să vă imaginați că suntem peste 20 de ani și întrebarea asta este pusă copiilor dumneavoastră. Și sunt întrebați ei, care este lucrul pe care l-ai moștenit de la părinții tăi? Pentru că noi acum lucrăm la moștenirea pe care o lăsăm. Și aș vrea să vă mai întreb ceva. Am fost zilele trecute la o întâlnire, părinți, copii, și acolo s-a pus o întrebare. Și aș vrea, nu știu, poate dacă sunteți aici lângă soție sau lângă soț sau lângă copii, ar fi și mai bine, și vreau să vă gândiți care este lucrul pe care îl spuneți cel mai des copiilor dumneavoastră. Și vreau să vă gândiți la lucrul ăsta și poate și copiii se pot gândi care este lucrul pe care părintele tău ți-l spune cel mai des. Eu l-am întrebat pe Luca, el nu prea înțeles așa despre ce e vorba și i-am zis, uite, ce zice tata ție cel mai des? Oare zice, Luca, stai cu minte? Oh, da, toată ziua îmi zice asta. Și oare zice, Luca, te iubesc? Asta îmi zici numai din când în când, câteodată îmi zici. Și de atunci am rămas un pic pe gânduri, au mai fost și alții care au răspuns și parcă ne-ar place să răspundă copiii noștri, mama mă învață numai din Biblie, tata îmi spune numai din Biblie, îmi spune că mă iubește, îmi spune... Copiii au răspuns și au zis... Mama îmi zice foarte des că sunt obraznică. Tata îmi zice foarte des, nu te mai bate cu fratele tău. Altcineva a zis, mama îmi spune foarte des, du-te și fă mulțiri. Și mama s-a ridicat să clarifice că nu-i cu minte, îl pun să facă mulțiri. Să știți că aceste lucruri lucrează la moștenirea pe care noi o lăsăm copiilor noștri. Și chiar dacă eu îmi imaginez, aș vrea copilul meu să rămână așa cu moștenire de la mine, să se roage. Dacă eu în continuu îi spun... că este un obraznic și el asta rămâne în mintea lui, că tata îi spune cel mai des că este un obraznic, nu va rămâne cu dorința de rugăciune de la mine. De aceea vă invit sâmbătă 21 mai, o să-l avem invitat pe fratele Gigi Dobrin, Gigi Cosman, am probleme cu numele uneori, fratele Gigi Cosman o să vină și o să aibă câteva cuvinte despre moștenirea pe care am primit-o și despre moștenirea pe care o lăsăm. De aceea, dacă sunteți aici, dacă vreți să veniți, o să trimitem niște link-uri de înscriere, dacă vreți să vă aduceți prieteni, credem că Dumnezeu ne poate binecuvânta să lăsăm o moștenire potrivită pentru cei care vin după noi. Amin. Haideți ca să ne ridicăm în picioare. Vreau să îi mulțumim Domnului pentru momentele pe care le-am petrecut astăzi în casa Lui. Doamne Iisuse, lăudăm și binecuvântăm numele Tău în veci de veci. Îți mulțumesc frumos că ești Dumnezeul Creator, Doamne, și îți mulțumesc că atunci când ne-ai creat ca și persoane fizice, ne-ai și creat sufletele și ai lăsat ca aceste suflete să se conecteze, ai creat relații, ai creat prietenii. Îți binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim pentru aceasta. Și te rog frumos să lași în viața bisericii Tale, Doamne, acea determinare, acea îndrăjire de a merge înainte, Doamne. Te rugăm frumos ca Tu să pui acele lucruri care sunt în Tine, Doamne, și au fost în Tine pe acest pământ, să le așezi în viețile noastre, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența Ta și în seara aceasta, îți mulțumim pentru cuvântul care l-ai avut pentru noi. Fie în toate numele Tău, glorificat și onorat în veci de veci. Amin. Dacă cineva are nevoie de rugăciune, să știți că este o echipă de rugăciune pregătită să se roage pentru dumneavoastră și vă așteaptă acolo afară să se roage pentru dumneavoastră. Să aveți o săptămână binecuvântată.